nostalgia vacanței, ce amintiri plăcute, timp liber, jocuri, călătorii. Călătorii? A, exact despre asta voiam să-ți spun. Știi că mie îmi place să citesc. Am descoperit de curând o lectură hazlie din seria Jurnalul unui puști. Se numește La drum lung și îți prezintă excursia cu mașina în care pleacă familia Hefley ca să se distreze și să petreacă timp liber împreună. Descoperă și tu surprizele din lectură și poți învăța cum să-ți faci propriul jurnal. Iar acum îți propun o călătorie matematică. Familia Hefley face turul ghidat al unei peșteri. La intrare, ghidul le spune: Bine ați venit în peșteră! La ultima expediție de cercetare, în anul 1975, aici s-au găsit roci vechi de peste 980.000 de ani, fosile animale cu o vechime de peste 45.500 de ani și picturi pe tavanele galeriilor realizate acum aproximativ 34.855 de ani. Wow, ce numere! Se gândește Rodrick. Îți propun să învățăm împreună despre formarea, citirea și scrierea lor. Pe numărătoare sunt scrise ordinele. Unitățile sunt unități de ordinul 1, zecile sunt unități de ordinul 2, sutele sunt unități de ordinul 3, unitățile de mii sunt unități de ordinul 4, zecile de mii sunt unități de ordinul 5, iar sutele de mii sunt unități de ordinul 6. Numărul scris aici reprezintă locul fiecărei unități în scrierea numerelor, iar numărul care arată locul fiecărei unități se numește ordin. Să repetăm acum. Zecile sunt unități de ordinul 2, corect. Zecile de mii sunt unități de ordinul, te aștept pe tine, 5. Foarte bine! Unitățile de ordinul 6 se numesc, ai dreptate, sute de mii, iar unitățile de ordinul 3 sunt sutele. Dacă observi, ele sunt grupate câte 3, sute, 10 unități, iar aceste 3 ordine consecutive, începând cu primul, formează o clasă. Ordinele 1, 2 și 3, adică ordinul unităților, zecilor și sutelor, formează clasa unităților. Ordinele 4, 5, 6, adică unitățile de mii, zecile de mii și sutele de mii, formează clasa miilor. Simplu, nu? Poate te-ai întrebat de ce nu ți-am spus nimic despre numerele mai mari decât un milion. Ai răbdare, ele vor fi studiate mai târziu. Acum să ne amintim că 10 unități formează o unitate de ordin superior. Am să desenez aici 10 unități care formează o 10. De asemenea, 10 zeci formează 100, 10 sute formează 1000, 10 mii formează o 10 de mii, 10 zeci de mii formează 100 de mii, 10 sute de mii formează un milion. Foarte atent la ce a spus ghidul, Rodrick și-a luat câteva notițe. Descoperă ce număr a scris. Perfect! Până aici ne-am reamintit elemente de bază în formarea, citirea și scrierea numerelor naturale. Urmează călătoria cunoașterii în partea a doua. Te aștept!